gândul conștient "vreau un job mai bun" este un gând care nu este atât de bătătorit încât să atragă de unul singur în viața ta o schimbare sau îndeplinirea unei dorințe. Am spus asta pentru că gândul subconștient, acea convingere limitată și ascunsă din beciul minții tale, care spune că nu sunt destul de bun pentru un job mai bine plătit, este mult mai puternic, pentru că este precum o cale bine bătătorită și este de mult timp acolo. El se va trimite primul în univers și va înlocui acest gând conștient că eu vreau un job mai bun. Odată ce am transformat convingerea negativă într-o convingere pozitivă, cum ar fi merit un job mai bun și mai bine plătit, abia aștept să-l obțin, această convingere negativă nu mai există și gândul conștient că vreau un job mai bun va atrage în mod natural obiectul dorinței noastre. Atenție! Transformarea unei convingeri negative într-una pozitivă trebuie să vină la pachet cu o emoție pozitivă. Pot să repet eu de 100 de ori, merit un job mai bun și mai bine plătit, abia aștept să-l obțin, dacă nu simt o emoție pozitivă, încrederea aceea puternică de nezdruncinat că sunt un fiu al lui Dumnezeu, că am o mare putere, că l-am pe Dumnezeu alături de mine și că într-adevăr merit un job mai bine plătit. Este necesar să simți entuziasm, curaj, să simți. Fără emoție puternică pozitivă nu va funcționa. Nu vei putea pune în mișcare forțele Universului să te ajute să obții ceea ce meriți. Asta este adevărata credință în Dumnezeu.